Bine v-am găsit la o nouă ediție Real IT. Sunt Cristi Dorombach. Noul trend de pe Facebook, 10 Years Challenge, are milioane și zeci de milioane de postări deja. În imagini, oamenii își pun două poze, una de acum 10 ani și una de acum. Asta pentru a se vedea cât de mult am îmbătrânit sau cum ne-am schimbat. Dar, cum spun gurile rele, pentru a dezvolta sistemele de recunoaștere facială. Adică sunt mulți cei care se tem că acest trend permite softurilor de recunoaștere facială să își îmbunătățească astfel algoritmul. Până atunci, toată lumea urcă poze de acum 10 ani, cam de la începutul rețelelor sociale, și le compară cu cele de astăzi. Între timp, Facebook a anunțat săptămâna trecută că a închis sute de pagini, grupuri și conturi cu legături cu Rusia, inclusiv unele care au legături cu portalul de propagandă de stat Sputnik, care au fost implicate în două operațiuni mari de dezinformare care au țintit utilizatori din afara Statelor Unite. Rețeaua de socializare a prezentat că aceste eforturi în lupta dezinformării au loc în urma descoperirii a două rețele cu un comportament neautentic și coordonat pe Facebook și Instagram. În exemplele date de specialiști pe internet au fost și postări care trimiteau către pagina Sputnik MD, care de asemenea a fost acuzată că a răspândi informații manipulatoare. Iar săptămânile trecute pe internet a apărut un film numit Blackbird, în care protagoniștii trebuiau să supraviețuiască legați la ochi. Iar acest lucru a generat un trend foarte periculos, unde oamenii se filmau și urcau pe rețelele de socializare sau pe YouTube clipuri despre cum ei conduceau legați la ochi, despre cum mergeau și se răneau fiind legați la ochi. Și ca să imite ceea ce au văzut din acel film. Drept urmare, YouTube și-a actualizat regulamentul și va interzice aceste materiale acum și știe să le descopere și mai bine, dar și mai repede. Iar reprezentanții spun că vor interzice aceste provocări cu risc de pericol grav sau chiar cu risc de moarte. Iar acest lucru nu ar trebui încurajat. Cam atât pentru astăzi. Mai multe știri din tehnologie găsiți în fiecare zi pe publica.md, iar noi ne revedem curând.